cumpărat căsuța asta, cu gospodăria până puțin mai jos de grajdă. Era o casă țărănească, veche, ceva în genul, că avem și exemple pozitive, și da și nu. Și am zis să o fac locuibilă, pentru că venind dinspre oraș și obligat trebuia să fac condițiile optime de a ședea. Din aproape în aproape mi-am dat seama că am nevoie și colo, și colo, și colo. Am învățat despre fiecare colțișor în parte. Am păstrat ce am putut din mobilierul vechi, din casă. Și din ce am găsit de-a lungul timpului, ștergare, țesături de pat și așa mai departe, am căutat să le pun în casă și o să vă arăt interiorul casei. Este o casă țărănească, am păstrat toată lemnăria, este cea originală, inclusiv ușile, mare parte din uși încuietori, ferestrele, florăria este cea de la început. Această zonă este una mai atipică. Nu e nici delta-delta, nu e nici zona de munte. Ce le propune celor care vor să vină în vacanță și să găsească ceva diferit față de restul țării? În primul rând că aici ne aflăm în zona continentală a deltei, în complexul lagunar Razin Sinoe, la fel de spectaculos ca și delta în sine. Practic, ecosistemul care s-a creat aici permite o vizitare la fel de frumoasă și fantastică ca restul deltei. Ceea ce diferă față de, hai să spunem, de zona de deltă, apropierea de mare, gura Portiței în imediată apropiere, fondurile de vânătoare la fel în imediată apropiere aici, vorbim de fondurile vânătoare de la Baia, sunt zone care vin cu o ofertă suplimentară de vizitare sau cu alte activități care pot fi desfășurate și aici nu mă refer doar la sezonul rece, în perioada în care ne aflăm, ci pe tot parcursul anului. Faptul că ne aflăm pe continent face mai facilă menținerea deschisă a pensiunilor, dovadă și locul în locația unde ne aflăm în acest moment, iar oferta turistică pe tot sezonul se raportează la, uite, de exemplu, pescuitul la copcă în această perioadă, vizitarea în zona de ieșire spre Marea Neagră, lacul Razem Sinoe, care este fantastic, capul Doloșmanului, imediat apropiere. Iar pe timp de vară, practic, oferta pleacă de la o petrecerea vacanței în zona de litoral Gula Portiței, până la vizitarea în zona complexului lagunar Razem Sinoe. Delta este o destinație extraordinară pentru vizită, cu toate că totul este înghețat, putem pescui la copcă, putem patina uneori, ne putem bucura de sloiurile de gheață din zonă, de tot ce înseamnă delta de iarnă. Prețurile sunt ceva mai scăzute, însemnând 270 de lei pe noapte, cu mic dejun inclus. Pentru ce anume? Pentru cameră? Cameră de două persoane. Ok.
Iar odată ce vine căldura, primăvara-vara, ce se adaugă în această ofertă? Odată ce vine primăvara, crește puțin prețul, însemnând până la maxim 250 de lei, la fel cu mic dejun inclus, dar apar și alte facilități, însemnând plimbări cu barcă, cu vâsle, cu caiac, canoe, biciclete terestre, se redeschide și piscina. Sunt mai multe activități pe care le putem pune la dispoziție. Anul acesta, de asemenea, o să încercăm să aducem și niște hidrobiciclete. Observăm că pentru doamne în special este mai greu să vâzlească, uneori și pentru domni. Și poate niște motoare electrice micuțe. Peștele este undeva la 200 de grame, e tochitura de somn, doar din somn se face, așa. Condimentele câte 3-4 grame fiecare, să zicem, un 20 de miligrame de vin, un cățel de usturoi și se asezonează după gust mai mult. Punem tigaia la încins, adăugăm puțin ulei, nu foarte mult, dăm peștelui un praf de sare, se dă prin puțină făină și se pune la prăjit. Aici e cantitatea pentru o porție. Așteptăm să se călească puțin. Apoi adăugăm niște solzi de ceapă. Câțiva solzi. Călim în continuare. Până se moaie și ceapa puțin. Apoi adăugăm condimente, puțină sare, cimbru, puțin piper, apoi îi dăm culoare cu puțin bulion. Mai înainte punem un pic de boia, pentru că până la urmă asta e savoarea, puțin bulion. Stingem apoi cu puțin vin alb. Apoi cu apă. Lăsăm să scadă în continuare până la consistența unei tochituri. Nu trebuie să aibă foarte multă zeamă, cam un sfert de oră o mai lăsăm să fiarbă cu ceea ce i-am pus. Și la urmă adăugăm un cățel de usturoi. E un preparat care se face rapid. Se servește alături de mămăliguță, condimentat cu verdeață și un pahar de vin alb.